Sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh a fost prăznuită cu bucurie și de credincioșii cartierului Zăluan, Porolisum, care au sărbat hramul bisericii. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, alături de părinții slujitori ai locașului. Cu acest prilej au fost sfințite și spice de grâu, care sunt apoi duse acasă de către credincioși. Îi dăm slavă lui Dumnezeu în acea zi frumoasă, pogurii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, precum și peste lumea întreagă, în această biserică cu Hramul pogorirea Sfântului Duh din Zalău. Suntem aici cu prilejul Hramului. Considerăm că această zi are o rezonanță deosebită pentru parohia noastră. Tocmai de aceea mulțumim preasfințitului părinte Petroniu. Pentru prețuirea pe care o arată credincioșilor acestei comunități, împărțind și înmulțind bucuria la fiecare ram al pogorării Sfântului Duh pentru credincioșii acestei parohii. Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Zalău este o biserică nouă, piatra de temelie a acestui locaș de cult, fiind sfințită în anul 2000.